Aș dori să vă citesc un cuvânt din Scriptură în această seară și trebuie să vă mărturisesc că acest cuvânt pe care am să vi-l expun a fost o temă a unei conferințe pe care a trebuit să o susțin zilele trecute la Zalău și cei de acolo mi-au dat tema asta și mi s-a părut foarte, foarte interesantă. Mi s-a părut atât de profundă și extrem de importantă și pentru o biserică. Și m-am gândit că e bine, ca și la noi în această seară, să putem să reflectăm acestui cuvânt sfânt al lui Dumnezeu. Și am să vă citesc un cuvânt foarte cunoscut. Matei, capitolul 4, începând cu versetul 1, un moment din viața Domnului Iisus, în care, după ce a fost botezat, a fost luat de Duhul și dus în pustiu, acolo unde diavolul a venit să-l ispitească pe Mântuitorul și să știți că de aspectul acesta nu scăpăm niciunul dintre noi. Și acest cuvânt al Domnului spune așa și haideți să-l ascultăm cu liniște și cu respect. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urma flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe streașina templului și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris. El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă Satanul, i-a răspuns Iisus, căci este scris: Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Atunci diavolul a lăsat. Și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-L slujească. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Dragii mei, chiar dacă subiectul predicii mele nu va fi cu precădere despre ispită, dar am să vă rog să activăm și în această seară atenția și să stăm foarte, foarte atenți la ceea ce cuvântul lui Dumnezeu poate și vrea să ne vorbească, pentru că vom sta în fața unui subiect atât de important. Pentru că viața noastră pendulează între forța binelui și forța răului în fiecare zi. Și noi știm asta, suntem conștienți de asta. Viața noastră pendulează între Dumnezeu și diavolul. Există cer, există iad, există Dumnezeu, există diavol. Fiecare putere se luptă să-l atragă pe om ca și un magnet, e adevărat că prin căi diferite. Dumnezeu prin dragostea sa, prin ceea ce a făcut pentru om, prin iubirea pe care o arată în fiecare zi, diavolul, prin păcălelile care le aduce în fiecare moment. Și viața omului e o echilibristică, dacă îmi permiteți, să rămâi pe traiectoria bună, ca nu cumva să cazi, să te duci în prăpastia răului și a lucrurilor stricate și viața să o ia razna. În fiecare zi omul se luptă și noi trebuie doar să fim realiști. În fiecare zi ducem o luptă, că de nu mai ducem. Deja e o gravă problemă, dar noi în fiecare zi ducem o luptă, în fiecare zi ne facem o analiză, în fiecare zi vrem să fim așa cum trebuie. Pentru că viața omului e întotdeauna între aceste două forțe, e foarte important de partea cui omul se poziționează, de partea binelui și a lui Dumnezeu sau de partea răului și a diavolului.
Pentru că, dragii mei, în calea asta spre cer nu există stagnare, nu există loc de repaus în care să spui, bă, eu nu fac nimic, nici bine, nici rău, eu, viața mea e așa, nu mă mere, nu există. Ești ori într-o barcă, ori în alta, nu se poate să fii în ambele bărci și nu se poate să, cum cred unii, că la un moment dat omul zice, bă, eu sunt cu Dumnezeu, doar că uneori mai am și acel moment de decădere, mai am și acel moment de neatenție, mai am și acel moment de răzleț în care câteodată nu mai dețin control, nu merge. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu nu se mulțumește cu procente. Dumnezeu nu spune, bă, tu ești al meu, dar îi mai dai și la diavol un procent, două. Dumnezeu nu se mulțumește cu asta. Un procent dat celui rău, ți-o atras cu totul. Știți vorba populară românească, i-ai dat un deget și ți-o luat toată mâna. Ei, la diavolul, dacă i-ai dat un deget, ți-o luat cu totul la el acasă, nu ți-o luat toată mâna, ți-o luat cu totul. Ceea ce înseamnă că în momentul în care viața unui om are cumva anumite scăpări nerezolvate, în care omul poate nici nu mai duce o luptă să trăiască așa cum trebuie și s-a obișnuit cu ele, și bă, asta sunt eu, asta e, ăsta sunt eu, n-am ce face, acel om trebuie să fie foarte conștient că e în barca greșită, pur și simplu e în barca greșită, chiar dacă are și momente bune care ar spune el, asta mă poziționează în barca lui Dumnezeu. Nu, te lasă diavolul care te ține în barca lui, te lasă diavolul ca să ai și anumite momente bune, ca să te păcălească, că totuși tu mergi pe un drum bun, dar de fapt ești în barca exact a cui nu trebuie. Pentru că e foarte important de partea cui te poziționezi, pentru că aceste două forțe își doresc foarte tare și una și cealaltă să-l folosească pe om. Biblia vine și spune că noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Dumnezeu se folosește de om. De ce? Pentru că eu sunt lucrător împreună cu Dumnezeu, Dumnezeu se folosește de mine. Diavolul se luptă cu o putere extraordinar de mare să-l folosească și el pe om. Și s-a ridicat o întrebare ca și titlul predicii mele. Ce suntem noi? Folositori Domnului sau folosiți de diavolul? V-a spus vreodată întrebarea, eu când am primit tema asta pe care o trebuie să o țin la Zalău, prima dată am zis, bă, foarte interesant, chiar așa. Noi suntem folositori Domnului sau suntem folosiți de diavolul? Când m-am gândit în profunzime la tot momentul ăsta, pur și simplu m-am cutremurat. Și am zis, îți dai seama că omul prin neatenția lui poate lăsa folosit de diavolul? Și ia spuneți-mi dumneavoastră, un om folosit de diavolul, mai ia Dumnezeu așa, dumneavoastră, un om care se lasă folosit în lucruri stricate, îl mai luați să-l puneți în lucrurile foarte bune. Un om care se lasă folosit de hoț, îl luați să-l puneți paznic peste avuțiile dumneavoastră? Nu. Dacă unul care e folosit de hoț, dau un exemplu, și ăla îl manevrează toți hoții, bă, tu te duci, ne furi pentru noi, ne duci cu mașina, ne aduci, ne aștepți, și tu știi asta, sub nicio formă nu o să-l iei să-ți fie și ție folositor, să-ți păzească toate avuțiile tale, că n-ai încredere. V-ați gândit că în momentul în care un om se lasă folosit de diavolul, ba mai mult de atât, prin neatenție, pur și simplu îi face lucrarea lui, acel om a urcat în barca care nu trebuie, când de fapt omul trebuie să fie folositor lui Dumnezeu, să poată fi folosit de Dumnezeu, atenție, în orice circumstanță a vieții. Știți cât e de periculos momentul ăsta? Nu mi-am propus de la început, dar stând aici, uitându-mă la copilașii ăștia, m-am gândit cu câțiva dintre ei să fac echipă. Și vă rog, momentul care urmează, luați-l cu toată greutatea. Cu toată greutatea. E un moment foarte important. Și ascultați, iau așa primii 4-5 băieți, veniți să mă ajutați, haideți aici toți. Hai. Uitați-vă la ei. Hai. Ia, un pic de distanță. Așa, bravo. Nu, ascultați-mă bine, finalul vreau să rămână în mintea și în viața lor, dar de data asta un pic acum iau și într-un sens. El este fratele A, B, C, D. Imaginați-vă următorul moment.
Ei, viața lor, a oricărui om, pendulează între bine și rău. Ei stau unii lângă ceilalți. Și asta e bine. Asta face parte din barca binelui. Dar diavolul zice, bă, dacă ei stau unii lângă alții, cum pot eu să-i folosesc? Persoana A merge și îl terfelește pe persoana B și îl face praf. Persoana B se duce la persoana C și îi spune, bă, tu știi ce-o zis A despre tine? Persoana C se duce la D și îi spune, fii atent aici ce-o zis ăștia doi. Nu a fost numai unul, cu siguranță au fost amândoi. Ăștia doi, când se vor întâlni cu ăștia doi, la un moment dat nu o să mai știe cum să se uite unii la ceilalți. Familia A își permite ca în casă să terfelească un om din familia B, iar toți cei din familia B se vor duce și vor spune la cei din familia C că A are ceva cu B și mai apoi C îi va spune la D că A și B are ceva cu el. Ați înțeles ideea? Știți ce e în definitiv? Un dezastru. Și în timp ce se întâmplă toate astea, diavolul stă relaxat și se uită cum alții fac lucrarea. Și se uită cum alții pur și simplu s-au urcat în barca lui și pur și simplu trag de pânzele lui. Îi fac lucrarea și el stă relaxat, se uită. Zice, nu mai trebuie să mai fac eu mare lucru că fac ei. Vi se pare cunoscut în generația noastră? Știți cum arată viața unor oameni care stau în totalitate în barca lui Dumnezeu? Ia, luați-vă de mână, așa, așa, și tu, ia-l de mână, așa și tu. Și acum fiți atenți, ridicați mâinile sus, așa, ca și cum ați fi ei, voi, ia, mâna sus, și tu, și tu, ia, hai, ia. Nici n-au cum să nu zâmbească, capul sus, nu, capul sus, mă, așa. Nu, ia, uitați așa un pic, bun? Nu, ia, uitați-vă la ei. Spuneți-mi ce reprezintă imaginea asta când vedeți 4-5 oameni care stau așa. Au trăit o victorie, sunt împreună, nu-i desparte nimeni și nimic, luptă în fiecare zi să câștige. E adevărat? Mulțumesc, fugiți la loc. În momentul în care cineva lasă procente din viață și se urcă în barca aia ilegală și începe să-i facă, pur și simplu să-i facă lucrarea diavolului. Și el spune, nu bă, că eu mă duc la biserică, nu mă, că nu-i nicio problemă, că eu mă duc și cânt, eu mă rog, eu predic, eu dau bani, nu știu, puneți dumneavoastră, mă duc la bolnavi. Dar uneori procentele alea din viață îți date și te duci și faci un talmoș, balmoș, le învârți, le sucești. La un moment dat nimeni nu mai știe dacă să mai pună bază pe cuvântul tău, dacă să nu mai pună. I-ai terfelit pe aia, pe aia, ai vorbit de aia, le-ai învârtit pe aia, le-ai stricat casa la aia, le-ai sucit pe aia la alți. Și vine Dumnezeu și spune, bă, ce-i acolo? Și diavolul mai stă și râde și zice, auză, mai mere la câte un sfat, ca și pe vremea lui Iov. M-am dus pe rotogolul pământului și am văzut pe-ai tăi. Ai văzut pe-ai tăi cât îți de... Dumneavoastră înțelegeți că prin neatenția unui om, omul poate să se lase folosit de diavolul. Când de fapt noi toți trebuie să fim folositori Domnului și aici să nu ratați aminul, Doamne ajută-ne pe toți! Noi toți trebuie să fim folositori lui Dumnezeu, prin viața mea, prin vorba mea, prin trăirea mea, prin ceea ce fac eu trebuie să fiu folositor Domnului, numele lui Dumnezeu să strălucească prin viața mea, să se vadă că eu am un Dumnezeu mare. Diavolul a vrut să se folosească inclusiv de Fiul lui Dumnezeu. De-aia am ales să vă citesc acest cuvânt. Dacă diavolul a ales să se folosească, a vrut să se folosească inclusiv de Fiul lui Dumnezeu, dumneavoastră vă gândiți că a vrut la un moment dat să-L ia pe Iisus Hristos și veți vedea în câteva momente, zice, aruncă-te, fă-i eu să-i fac o provocare, ca mai apoi să-i spună Dumnezeului Tată, vezi bă că și pe ăsta l-am putut păcăli, am putut să-L fac să facă ce vreau eu, ai văzut că am putut, l-a luat și l-a dus pe streașină și a zis, uite aici, bogățiile, mărețiile, ar fi vrut diavolul să-L folosească, nu pe oricine, pe Fiul lui Dumnezeu, dragii mei, dumneavoastră vă gândiți, dacă diavolul a vrut să se folosească de Fiul lui Dumnezeu, cu atât mai mult ce luptă aprigă dă diavolul să se folosească de oamenii, de muritorii de rând. Și din păcate uneori iasă, când de fapt noi trebuie să fim folositori Domnului. Am să vă arăt foarte pe scurt, pentru că nu-mi place zona asta, dar am să vă arăt foarte pe scurt ce se întâmplă când cineva se lasă folosit de diavolul.
Da, ne gândim la Iuda, a scris o istorie atât de urâtă Iuda. Ne gândim la Petru într-un moment. Cred că la Petru nu-i convinea să vină cineva să-i spună: "Hă? Cum a fost când te-a lepădat? Ia mai zi-mi o dată." Cred că nici nu mai vrea să-și aducă aminte Petru de momentul ăla. Ne putem gândi la David, care a avut un moment destul de greu și de ciudat. Cred că n-ar mai fi vrut să-i aducă nimeni aminte. Bă, gata, lăsați-mă, s-o șterz, nu mai vreau. A fost un moment negru din viața mea. Dar ei au scris o istorie urâtă, pentru că la un moment dat, din neatenție, s-au lăsat folosiți de cine nu trebuia. Ne gândim, pentru că, ascultați-mă, pe lângă faptul că atunci când te lași folosit de diavolul, din neatenție, sau poate uneori că nu, chiar nu te interesează, scrie o istorie urâtă pe care nu mai poți șterge. Ce-i viața ta e o peniță cu care scrii în fiecare zi cu ea pe un drum și până la ultima portiță, dar după aia tot ce ai scris nu se mai șterge nici de cum. N-ai cum, că viața nu are radieră, viața nu are gumă de șters, viața nu poți să scoți așa, ce știu eu, corectorul și să spui: da, poți să scoți corectorul, dar mai apoi vei vedea că acolo se va vedea că e o corecție, nu mai e imaculatul ăla, nu mai e curatul acela. Viața nu are radieră să ștergi, rămâne. Și în momentul în care te lași în viață folosit de diavolul, din neatenție sau pur și simplu că nu te interesează istoria scrisă, deseori e urâtă. Pe de altă parte, când te lași folosit de diavolul, ascultați-mă bine, apar niște consecințe cu efect pe termen lung. Ia auziți, Saul a primit, și dumneavoastră știți momentul, a primit, dacă vreți așa, ordinul din partea lui Dumnezeu să-l bată pe Amalec și așa mai departe. Saul nu l-a bătut pe Amalec, dar n-a nimicit totul. Și în momentul în care n-a nimicit totul, adică prin neascultarea lui, Saul s-a lăsat folosit de diavolul, pentru că neascultarea, pur și simplu, diavolul speculează și te face praf. Din acel moment lucrurile au început să o ia razna. Dumnezeu leapădă pe Saul, vin filistenii să-i facă război și dacă vă veți uita în 1 Samuel, el acolo spune titlul asupra acestui text: izraeliții bătuți de filisteni. Și mai apoi a venit un moment greu în care filistenii bat pe Israel și ascultați ce zice Biblia. Filistenii s-au luptat cu Israel și bărbații lui Israel au luat-o la fugă dinaintea filistenilor și au căzut uciși pe muntele Gilboa. Filistenii au urmărit pe Saul și pe fiii lui și au ucis pe Ionatan, Abinadab și Milchilșua, fiii lui Saul. Saul a fost prins în toiul luptei, arcașii l-au ajuns și l-au rănit greu. Saul a zis atunci celui ce-i duceau armele: scoate sabia și străpunge-mă, ca nu cumva acest netăiaț împrejur să vină să mă străpungă și să-și bată joc de mine. Cei ce-i duceau armele n-au voit, căci le era teamă, și Saul și-a luat sabia și s-a aruncat în ea. Cel ce ducea armele lui Saul, văzându-l mort, s-a aruncat și el în sabia lui și a murit împreună cu el. Și toate astea au survenit în momentul în care pur și simplu Saul s-a lăsat folosit de diavolul. Câte lucruri ciudate au început să se întâmple în momentul în care Saul, prin neascultarea lui, s-a lăsat folosit. Bă, dacă s-ar fi oprit aici lucrurile, te ascultați. Astfel au pierit în același timp și în aceea zi Saul și cei trei fii ai lui, cel ce-i purtau armele și toți oamenii lui. Nu ascultați aici mai departe, dați următorul verset. Cei din Israel, care erau dincolo de vale și dincolo de Iordan, văzând că oamenii lui Israel fugeau și că Saul și fiul lui muriseră, și-au părăsit cetățile și-au luat-o și ei la fugă. Și ascultați ceva crunt, și filistenii au venit și s-au așezat în ele. Pentru că, spre exemplu, dacă un tată se lasă folosit de diavol, ascultați-mă bine, cel care va veni să se așeze acolo unde nu trebuie, poate în casă, în dreptul pruncilor, e exact dușmanul ăla pe care n-ai vrea să-l ai în preajmă. Moartea lui Saul, moartea celor de pe lângă el, modul morții, dacă vreți, fuga celor care trebuiau să fie păziți de armata lui Saul, apoi instalarea filistenilor în satele și în cetățile poporului lui Dumnezeu, toate astea au survenit. Consecințele au fost atât de grave și pe termen lung că filistenii care s-au așezat acolo nu au mai fost ei alungați cu una, cu două. Au fost aruncați tot cu război, tot cu sânge vărsat, tot cu copii rămași orfani, tot cu oameni care au căzut pe câmpul de bătălie. Și doar un moment de neatenție în care Saul s-a lăsat folosit de diavol a produs niște consecințe pe termen lung. Ba mai mult de atât, când omul din neatenție sau pur și simplu că nu-l interesează se lasă folosit de diavolul și nu folositor Domnului, apar la un moment dat consecințe iremediabile. Nu se mai poate face nimic. Dragii mei,
când Samson a sărit dintr-o barcă în alta și când Samson s-a lăsat folosit de cine nu trebuia, cine i-a mai dat ochii înapoi la Samson? Noi la un moment dat așa ne alinăm cu faptul că Dumnezeu i-a ascultat ultima rugăciune și a murit săracul sub dărâmături. Și parcă ar avea povestea asta un final fericit. Nu-i adevărat. Nu-i tot una să mori ca și un câine în chinuri și să mori liniștit acasă sau, nu? Nu-i tot una să mori sub dărâmături și să-i mai omori și pe alții împreună cu tine, cu ochii scoși, după ce ai învârtit la râșnița filistenilor? Nu-i tot una să mori așa sau într-un mod mai aparte? Consecințele faptului că diavolul la un moment dat s-a lăsat, că Samson s-a lăsat folosit de diavol, au fost iremediabile. Nu i-a mai dat nimeni ochii înapoi. Dragii mei, pentru că noi trebuie să fim folositori Domnului și niciodată folosiți de diavolul. Noi trebuie să fim oameni care să fim atenți la câteva aspecte, ca întotdeauna prin viața noastră Dumnezeu să se folosească. Noi să fim folositori Domnului, Doamne ajută-ne, și întotdeauna să respingem oferta diavolului când el vine și spune: bă, vreau să mă folosesc și de tine, bagă-te un pic și în barca mea, dă-mi niște procente din viața ta, dă-mi un pic din atitudinile tale, dă-mi ceva din tine, și să poți să-i spui nu, datorită faptului că vreau să rămân folositor Domnului până la finalul vieții mele și prin viața mea Hristos să strălucească și prin casa mea Dumnezeu să se vadă și prin slujirea mea Dumnezeu să fie glorificat și prin acțiunile mele Dumnezeu să fie înălțat în toate, să poți să ai acea atitudine fermă, să spui nu mă dau jos din barca lui Dumnezeu pentru nimic în lume, vreau să rămân pentru Hristos, pentru numele Lui, pentru împărăția Lui, pentru cer, pentru mărețele momente și glorioase de acolo de sus din împărăția lui Dumnezeu, să spui n-am să mă las folosit de diavolul niciodată și diavolul va da atacuri și va veni sub diverse forme și va veni când nu te aștepți, omezi la Domnul după 40 de zile de post flămând, în momentul în care îi spune băi extenuat, trupul ăla e praf, nu mai poți să te ții în picioare, exact atunci diavolul, când ești tu mai slab, când ești mai prăbușit, atunci vine, zice băi eu trebuie să-l corup pe ăsta într-un fel și Dumnezeu se uită din cer și bă nu vă lăsați. Vă rog, nu vă lăsați folosiți de diavolul. Vă rog. Pentru că diavolul vine și stă la pândă și zice Biblia, răgnește ca un leu și caută pe cine să înghită, caută pe cine să prindă în ghearele lui, caută pe cine să ducă în tabăra lui. Dragii mei, iubită biserică Efrata, copiii ăștia-s responsabilitatea noastră. Lucrarea din orașul ăsta e pusă responsabilitatea și pe umerii noștri, a tuturor. Responsabilitatea de aici, din lucrare, de copii, de faptul că noi trebuie să-L arătăm pe Dumnezeu, nu doar pe umerii lui pastor, lui prezbiter, lui unul, lui doi, lui trei, nu, e pe umerii tuturor, suntem mădulare trupului lui Hristos, spunea în seara asta Alin, e atât de important să fim una, să stăm, i-ați văzut pe copiii ăștia cu mâinile sus, nu-i mai putea, dacă vreți, așa, într-un sens figurat, cine să-i despartă, să aibă acea atitudine, bă, noi stăm în barca celui atotputernic, luptăm pentru numele lui Dumnezeu și să vină diavolul să bage bâză și zânzani între ei. Bă, nu pot, că eu țin de omul de lângă mine. Eu lupt pentru Dumnezeu, pentru cel de lângă mine, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, de prea multe ori diavolul i-a folosit pe oameni într-un mod atât de josnic, într-un mod atât de crunt, într-un mod atât de ieftin. Și diavolul stătea relaxat. Bă, toți ăștia îmi fac partea. E crunt. Dar ce să faci în viață, la ce trebuie să fii atent, ca nu cumva să devii folositor diavolului și să rămâi folositor lui Dumnezeu. Și ascultați, ca să nu devii folositor diavolului și să rămâi mereu folositor lui Dumnezeu, omul trebuie să fie întotdeauna atent la rezistență. Atent la rezistență. Pentru că vine la un moment dat, înțelegeți că aici Domnul a trebuit să reziste, adică să reziste. Cât de mult reziști? Ați auzit expresia, nu am mai putut, am explodat. Dacă Domnul s-ar fi justificat așa, ce-ar fi fost de omenire? Doamne, Tată, trebuie să mă înțelegi, nu am mai putut, am explodat, uite cât m-a autobuzuit diavolul. Nu, Domnul a rezistat. Bine, ar spune acum cineva, bă, dar era Iisus Hristos, mă. Bine, dar eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, Iosif a rezistat. Bartolomeu a rezistat.
Policarp a rezistat. Martirii de altă dată au rezistat. Au zis, rămânem pe baricade în barca lui Dumnezeu. Nu vrem să ne lăsăm folosiți de diavolul niciodată. Rezistăm! Și în momentul în care oamenii rezistă și sunt foarte atenți să reziste, întotdeauna vor avea parte de biruințele lui Dumnezeu. Pentru că oamenii trebuie să-și facă și în seara asta, dragii mei, haideți să ne facem o analiză bună la rezistență. Mai rezistă omul în fața atacurilor diavolului? Mai stă omul ferm pe picioarele lui și neclintit și se spune, nu mă clintesc, rămân înaintea lui Dumnezeu cu tot ce sunt eu. Întotdeauna când vorbesc despre asta, în imaginea mea sunt cei trei tineri din Babilon, din fața cuptorului încins, în care au stat în picioare, bă, mai cântă încă o dată fanfară, poți să cânte câte vrei tu, nu mă plec. Mai vine unul și te bâze, și te jignește, și te face în toate felurile, și te supără, și te sucește, și tu să reziști. Și tu să fii cât se poate de calm și de liniștit. Să reziști. Da, știu. E o luptă de una atât de demnă. Vă rog din toată inima să scoateți ideologia că Dumnezeu nu mai are oameni. Nu, e demonică, e stricată. Dumnezeu are oameni. Dumnezeu mai are oameni. Dumnezeu mai are sfinți. Dumnezeu mai are oameni care se asculte. Dumnezeu mai are oameni care îl înduplecă. Dumnezeu mai are slujitori. Nu vă rog, spunea și Sami azi dimineață într-un mod impecabil. O, nu-s toți o apă și un pământ. Dumnezeu mai are oameni, glorie lui pentru asta. Mai sunt oameni care rezistă. Mai sunt oameni care știu să plece capul, mai sunt oameni care merg înainte chiar dacă e greu, mai sunt oameni care luptă în timp ce alții bombardează sub toate formele, mai sunt oameni bombardați de probleme și de situații grele, dar care înțeleg că trebuie să reziste și să rămână în așa fel încât Dumnezeu să fie onorat de fiecare dată. Glorie lui Dumnezeu pentru astfel de oameni! Și Biserica Efrata are mare nevoie de astfel de oameni care să reziste în fiecare zi. Să reziste în fața atacului diavolului și să rămână oameni tari. Să rămână oameni tari. Vă rog, încă o dată subliniez, să nu cumva să credeți. Bă, dar o sta și Ilie ascuns. O zis, bă, m-am ascuns, Doamne, că nu mai pot, că mi-e frică. Ce faci tu aici, Ilie? Doamne, dar nu mai pot, că mi-e frică, că e complicat. Ilie, vino, o, și azi dimineața se spunea, deschide ochii slujitorului meu să vadă cât îs. Ilie, vino aici să vezi. Mai am mii de bărbați care nu și-au plecat genunchi înaintea lui Baal. Ilie, mai există oameni care au rezistat, care au rămas în picioare, care au rămas cu demnitate, care au rămas curați. Mai există oameni! Se mai duce câte cineva la mărturisire și o scapă mărturisirea, o spune foarte ilegal, foarte fals, dezastros. Bă, nu mai am încredere! Toți sunt așa! Nu-s toți așa! Nu-s toți așa! Pentru că, dragii mei, Dumnezeu rămâne același și știi ce zice Biblia? Are și reiese din nenumărate contexte, are și va avea oameni cât vor ține veacurile. De-aia-i Dumnezeu! Hai să vă arăt o atitudine a unui om care a rezistat. Ștefan era omorât cu pietre, era complicat pentru Ștefan. Să fie omorât cu pietre, în natura umană când îți dă cineva... Ce să-ți dea o palmă, frate? Ți-a locul de parcare în piață, se bagă în fața ta, las la giratoriu un pic, mai ales că giratorul de la piață de aici din Făget e pacoste mare. Acolo, bă, zici că toată lumea se grăbește, nimeni nu vrea să-și dea tâzma pe clanson, bă! Și odată am stat așa și mă tot gândeam când am auzit clanxoane din alea multe, știți, nu vedeam cine e și m-am gândit, prima mea reacție, Doamne, dă să nu fie de-a nostru. Să reziști. Când alții, pe la Ștefan, nu i-o tăiat unul calea sau vezi, Doamne, la Ștefan, pietre. Știți cum arată? Că omul zice, eu rezist. Eu te cred până la proba contrare și te cred doar dacă văd niște atitudini, că din vorbă, nu, vorba e vorbă până în punct. X. Ia ascultați, dar Ștefan, în timp ce dovedea că el rezistă, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer. Asta e dovada faptului că un om rezistă. E cu ochii pironiți înspre Dumnezeu și în fiecare zi slava lui Dumnezeu coboară pe viața și pe fața lui și el o transmite. Știți ce zice Biblia? Că fața lui Ștefan s-a făcut ca și o față de înger. Strălucea chipul lui Dumnezeu în Ștefan și la un moment dat Ștefan putea să dovedească, fără să vrea neapărat să le arată la ăia, dar era dovada că el și-a pironit ochii spre cer și sincer, nu doar cu ochii ăștia de carne, fața lui Ștefan a început să radieze într-un mod aparte.
Știți cum mai arată oamenii care rezistă? Ia auziți. Și aruncau cu pietre în Ștefan, 7:59, Faptele Apostolilor. Și aruncau cu pietre în Ștefan și ascultați ce făcea Ștefan care rezista. Și Ștefan acesta, în timp ce alții aruncau pietre, se ruga și zicea. Astea sunt dovezile faptului că un om rezistă. Ochii pironiți spre cer întotdeauna și viața lui de rugăciune constantă. Pentru că atunci când ai o viață de rugăciune, eu am avut momente în viață când oameni m-au călcat. Nu știu, poate v-am mai spus un moment, dar fără multe detalii o să vi le spun și în seara asta. Când eu am ajuns la Linz, cineva a deranjat de faptul că poate, ce știu, îi pica amvonul. O adunat o echipă de tineri și a pus un telefon și a zis așa: haideți să ascultați despre fratele Alin. Și a sunat, și a apelat. Și cel de la capătul firului, care cică era pastorul din biserica din care eu am plecat: feriască-vă Dumnezeu, feriți-vă de el, feriască-vă Domn, au ajuns la voi, feriască-vă Domn. Eu am auzit asta, mă șocam foarte tare de atitudinile unora, foarte tare mă șocam, mă miram. La un moment dat, lucrurile s-au liniștit, că tot e să liniștesc, nu există ceva în lumea asta ce să nu se liniștească. Eu n-aveam nici la cine ce să zic, la omul ăla mi-era rușine să-l sun: măi, drept, ai făcut-o asta? Pur și simplu mi-era rușine, n-am zis nimic. Știi ce înseamnă să taci, să ții în tine, să nu zici nimic, să mergi înainte? Într-o zi mă duc într-o biserică în Germania și iau pe cineva cu mine să cânte. Zic, vii cu mine să cânți, da. Când mergem și să trecem vama din Austria în Germania, zice băiatul ăla: frate Alin, pot să vă spun ceva? Da. Știți povestea aia că cineva a zis că păstorul, că au fost niște tineri și au ascultat pe speaker? Zic, bă, lasă-mă cu gunoaie, tu crezi că mă întorc înapoi? Lasă-mă în pace, merg numai înainte, nu mă interesează bine trecutul, lasă-mă cu trecutul tău. Nu, vreau să vă zic ceva, vă rog, ascultați-mă. Eu conduceam. Vă rog, ascultați-mă, vă rog, da, spune. Cel de la capătul firului am fost eu. Serios? Am lemnit. Tu? Păi, zic, dai cum. Tu ai fost? Da. Serios? Și te-ai putut coborâ atât de jos? Și au trecut 2 ani și n-ai zis nimic? Atunci mi-am dat seama de ce sunt stare unii. Și am zis, serios? Am tras aer în piept, preț de câteva minute și eu am fost anesteziat, șocat. Am tras aer în piept și am zis, fii atent aici, numele tău nu am să-l pronunț niciodată nimănui. Moare la mine, te rog nici tu să nu spui nimănui. Te-ai păta, s-ar feri alții de tine, ar spune că ești dus cu pluta. Ascultă-mă, eu nu o să-l rostez numele tău niciodată. Nu mai zi la nimeni că tu te pătezi. M-am dus acasă, m-a frământat o noapte întreagă: Doamne, dar cum a putut să fac așa ceva? Dar dincolo de frământarea aceea, știți ce vibra în inima mea? Doamne, Tu ai fost acela care mi-a arătat încă o dată că rezistența scrie o istorie frumoasă. Ce ridicol aș fi fost eu să mă apuc să fac anchete. Ce ridicol aș fi fost să mă duc să-i întreb care, cum, hai să vedem. Nu, ridicol. Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Tot timpul. De aceea, dragii mei, ca să nu fim niciodată folosiți de diavolul și tot timpul folositor, Domnule, ascultați-mă, luptați să rezistați. 2. Aici nu o să insist. Am să vă arăt doar un scurt moment, pentru că pentru a putea să fii folositor Domnului și niciodată folosit de diavol, omul trebuie să se recunoască. S-a zis în biserica noastră, nen, predici și eu și alții, dumneavoastră știți, viața de recunoaștere e sfântă. Când omul are puterea să spună, ăsta sunt eu, asta trebuie să schimb, mă lupt să schimb asta, ajutați-mă să schimb asta, momentul de recunoaștere e extrem de frumos. Vă dau un exemplu aici din Biblie, să rămâneți cu el în minte, că și aici, omul care se recunoaște se vede, că dacă omul spune doar cu gura, nu rămâne la prea multe, dar atitudinea vorbește. Vă aduceți aminte de Vame și de Fariseu? Care Fariseu vine și spune, Doamne, ce bine
că nu sunt ca ceilalți oameni hrăpăreți, nu mai știu cum, așa, așa, nu sunt nici măcar ca vameșul acesta, stătea frumos, eu fac aia, eu sunt bun, eu sunt extraordinar de bun. Și la un moment dat, cum zicea Sami azi dimineață, că dacă scoți numai părțile bune, chiar ți se pare că ești foarte bun. Dar la un moment dat era acolo vameșul care o zis, Doamne, se bătea cu pumnul în piept și nu avea puterea să ridice privirea în sus și spunea, Doamne, ai milă și de mine, păcătosul. Asta e atitudinea omului care are puterea să recunoască. Și ca să nu poți, să nu fii folosit de diavolul și să fii folositor lui Dumnezeu, dragii mei, ascultați-mă, e obligatoriu să ai acea atitudine de recunoaștere. Doamne, mă recunosc, recunosc că depind de tine, recunosc că fără tine nu pot, recunosc că tu ești totul, recunosc că tu ești suveranul, recunosc că tu ești Dumnezeul vieții mele. Și asta cum recunoști? Prin viața smerită, prin trăirea frumoasă, prin ajutorul pe care îl dai altora, prietenilor tăi, îi ții de mână și când alții ar vrea să-i rupă și să-i dezbine, pur și simplu îi ții de mână, ridici mâinile și spui, uite, eu lângă voi, voi lângă mine, noi suntem toți, recunoaștem că suntem dependenți de Dumnezeu și ne ținem toți strânși legați de Dumnezeu. Când o biserică recunoaște așa la scară largă, când oamenii, când o casă, când o familie, când soțul, când soția recunosc că au nevoie de Dumnezeu prin viața aia lor care vin și spun, Doamne, ascultați dovada recunoașterii, ai milă și de mine, ai milă și de mine, ai milă și de mine. Și omul strigă cu tot ce este el, Doamne, ai milă și de mine că eu recunosc că sunt dependent de tine. O, glorie lui Dumnezeu pentru astfel de stări. 3. Ca să poți să fii folositor Domnului și niciodată folosit de diavolul, în ultimul rând, ascultați-mă, e foarte important ce dezvolți. Dezvolți succesul lumesc sau credincioșia divină? E foarte important. Succesul lumesc sau credincioșia divină? O zis diavolul așa. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis, toate aceste lucruri ți le voi da ție. Să nu uitați, Iisus Hristos era natură umană acolo. Dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie, deja lupta aici era între diavolul și Dumnezeu Tatăl. Iisus Hristos era la mijloc. Era între diavolul și Dumnezeu Tatăl. Hai să vedem care se poate folosi de el mai tare. Și-a venit diavolul, zice, vrei succesul lumii? Vrei ca să fii tot timpul pe val? Vrei ca tot timpul tu să fii cel mai tare? Vrei? Aruncă-te cu fața de pământ, te-am folosit și ești al meu. Domnul are acea atitudine de rezistență și îi spune, ascultă-mă, diavole, succesul lumii pe care tu îl dai e trecător și e ieftin. O, dar gloria lui Dumnezeu și împărăția slăvită e veșnică și pentru totdeauna. Pentru că, dragii mei, ca să poți să fii folositor Domnului, trebuie să îți faci o analiză, eu ce dezvolt mai tare? Credincioșia divină? Știți ce înseamnă credincioșia divină? Eu sunt credincios Domnului. Și când văd că un frate de-a meu are o gravă problemă datorită credincioșiei mele față de Dumnezeu, eu mă duc să-l port pe ale mele brațe. Și mi-e greu. Și trebuie să insist la alții să-i fie lui bine. Și eu pot să zic, păi dar ce mă interesează pe mine de ăla? Deu sunt credincios Domnului, asta ar face și Hristos, dar vrea să o facă prin mine. Domnul zice, asta vreau să fac, dar vreau prin tine. De ce? Că vreau să fii folositor. Și eu trebuie să mă duc la cel care nu are și să împart cu el. Și eu trebuie să mă duc la cel care e bolnav și să stau cu el. Și eu trebuie să și puneți dumneavoastră, să mă duc la cel care e așa, nu știu, într-o situație complicată și să intervin și să spun, bă, te rog eu, de câte ori trebuie să-mi pun vorba pentru unii, alții m-au dezamăgit, dar niciodată nu mi-a părut rău că am făcut-o, pentru că de fiecare dată am zis, Doamne, o fac pentru tine și pentru numele tău, ca tu să fii glorificat, e fratele meu, nu pot să-l las, lupt pentru el și pentru sufletul lui până la final. Și în felul acesta, dragii mei, mă îndepărtam de orice moment în care diavolul mă putea folosi. Sunt unii oameni care vin odată, vrei să-i ajuți de două ori, de trei ori, de patru, nu te ascultă, pur și simplu nu te ascultă. Acolo nu fac ei altceva decât ei îți folosiți de diavolul. Că neascultarea, v-am spus mai devreme, cine o folosește.
Dar, dragii mei, când în viață omul dezvoltă credincioșia divină, eu sunt credincios Domnului în fiecare zi. Credincios Domnului și lucrării sale. Dacă vă veți iubi între voi, ia ascultați dovada credincioșiei divine, vor cunoaște oamenii că sunteți folosiți de cine? Vor cunoaște oamenii că sunteți ai mei. Dacă vă veți iubi între voi, ce înseamnă iubire? Nu ați auzit părinți care au spus în momente grele și critice, dacă ar fi bună inima mea din piept, aș da copilului meu rinichii, ficatul, aș da copilului meu. O, dacă vă veți iubi între voi, o mamă care își iubește copilul, dacă e bun ficatul, dă, nu e o problemă, îl scoate și îl dă, așa ai surorilor? Îl dă afară, uite aici, ia ficatul meu, ia rinichiul meu, stau eu cu unul. Bă, dar copilul meu să fie bine, de ce? Că îl iubești. Asta e dovada iubirii, iubirea aia doar de pe buze ieftină. Dovada iubirii implică sacrificiu și în momentul în care eu iubesc aducând sacrificiul meu, înseamnă că sunt credincios credinței divine, sunt credincios lui Dumnezeu și am puterea să spun în fiecare zi, Doamne, vreau să mă las folosit de Tine în fiecare moment. Și Dumnezeu zice, bă, ăsta e credincios mie, îl pot folosi. Ăla nu dă procente diavolului. Iubită biserică, e frata, generația noastră are nevoie de oameni care să fie folosiți de Dumnezeu. Copiii ăștia trebuie să fie folositori Domnului. Pentru asta e mare, 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 mare nevoie ca cei care îi cresc să reziste. Rezistați la vorbe inutile. Rezistați la povești goale. Rezistați tentației de a fi involvați în lucruri ieftine. Rezistați, ascultați-mă. Aveți puterea recunoașterii că depindem toți de Dumnezeu. Suntem un fir de praf, numai suflă odată și toți putem să pierim. E Dumnezeul care ne ține. O, cât de șubredă e viața unui om. Cât de șubrede sunt șoselele din România. Cât de ușor poate să explodeze cauciucul unui camion ca și în județul Sibiu zilele trecute și să intre pe contrasens cu tine și să nu mai poți să faci nimic. Cât de șubredă e viața. Toți depindem de Dumnezeu. Ce bun e cu noi. Ce superb e Dumnezeu. Păi cum să nu-i fiu credincios acestui Dumnezeu? Cum să nu-l iubesc? Dar cum să nu-i fiu credincios? Dar cum să nu-l las să mă folosească? Dar cum să-i întorc spatele și să mă las folosit de diavolul? O, Doamne, mai păzește-ne în vremea asta și ajută-ne să rezistăm ca și fiul tău și să-i spunem diavolului, diavolul este scris, pe ai săi, Hristos îi iubește până la capăt. Înainte să ne rugăm pentru copilașii ăștia, aș dori să-i mai las să mai cânte încă o dată. Îi ascultăm și ne facem o analiză, că aici, da, pot să fac finalul predicii mele pe cântarea lor. Pentru că în viață te vei lăsa folosit exact pe ăla pe care îl iubești. Ce iubești? Ce iubești, aia te va folosi. Dacă îl iubești pe Hristos, Hristos te va folosi. Dacă îl iubești pe diavolul, prin ceea ce iubești, dovedești de cine te lași tu folosit. Sau în momentul în care te lași folosit în anumite momente, dovedești ceea ce iubești. Și în timpul cântărilor, dragii mei, haideți să ne mai facem o bună analiză. Doamne, vrem să Te iubim pe Tine. Vrem ca Tu să Te folosești de noi și de viețile noastre și nicio unghie să nu-i dăm diavolului. Să fim oamenii care să rezistăm în fața ispitelor de orice natură. Să fim oamenii care să ne recunoaștem. Să fim oamenii care să dezvoltăm credincioșia divină și niciodată succesul lumesc. Ăsta e trecător, îl avem de o vreme, îl avem, nu-l avem. Plus, minus, nu prea contează, credincioșia divină, Hristos, totul și în toate. Doamne, ajută-ne pe toți. Amin.